lucrurile așa cum sunt. Viața deja are colțuri. De ce să o rotunjească ei? Nu mai bine iei drumul de-a dreptul și vezi unde te duce? Noi credem că cel mai scurt drum e drumul pe care mergem cei mai mulți. Cel pe care oamenii se întâlnesc și se ajută, iar generațiile construiesc împreună. Mergi la primărie sau intră pe ancpi.ro. Informează-te, participă activ și află când îți vor fi înregistrate gratuit proprietățile în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. În vederea pregătirii pentru un cutremur, luați următoarele măsuri. Fixați mobilierul care se poate deplasa în timpul unei mișcări seismice de un perete sau alt element de construcție solid. Amplasați obiectele grele care vă pot răni în partea de jos a încăperilor. Stabiliți cu membrii familiei un plan de protecție în caz de cutremur. Asigurați-vă o minimă rezervă de urgență formată din apă, alimente neperisabile, lanternă, aparat radio portabil, acumulatori și medicamente de bază. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. Șase patru, poartă în casă. Apropo de casă, curățați și voi coșul de fum. Dacă te treabă, mi-o curăță-l tu. Lasă bre că merge și așa. Dar nu e periculos? 6-6. Hai că te-am ars. Siguranța nu este un joc de noroc. Curăță și repară mijloacele de încălzire și coșurile de fum pentru a evita incendiile și intoxicațiile. RISC, o campanie inițiată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în colaborare cu E.ON România. Totul a început cu un fum. Am crezut că am controlul. Și am pierdut controlul. Cred că pot altfel. Pot altfel. Cannabisul este un drog de risc. Informează-te. Uite, și aici am văzut. Dacă s-ar întâmpla în fața ta, nu e așa că ai încercat să o salvezi? Chiar dacă nu în fața ta, mii de copii urmează să moară în maternități anul acesta, ca și anul trecut. Donează 2 euro prin SMS la 8833 pentru dotarea maternităților prin Salvați Copiii. Oameni politici, idei, opinii, gesturi, controverse, inițiative, toate din lumea politicului, în fiecare zi de luni până vineri, doar în Curier Politic cu Liviu Roșu, echidistant, de la 17 la 18. Astrologie, numerologie, leacuri și terapie, toate acestea sâmbătă de la ora 17. Sunt Cătălina Roșescu și vă invit alături de mine să urcăm treptele cunoașterii universale.
La InfoCurier dezbatem problemele care te interesează. Economie, politic, social, eveniment. Cu noi ești mai informat. Fii alături de InfoCurier. 3 ore de informații cât toată ziua. În fiecare zi mergi pe câte un drum. Poate un drum drept, în pantă sau cu ocolișuri. Dar poate cel mai important drum al vieții este drumul spre istorie. Vrei să vezi locuri magnifice, să cunoști tradițiile și obiceiurile minunate ale altor semeni? Vrei să ai amintiri? Vrei mai mult pentru spiritul tău, pentru ochiul tău avid de frumos? Nu pierde emisiunea Infoturism în fiecare sâmbătă de la ora 14 la Curier TV. Dezbate. Anchete. Evenimente la zi și divertisment. Marilena Barață în direct, în fiecare seară, de luni până vineri, de la 9 până la miezul nopții. Ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit! Este duminică, normal, chiar dacă este frumos afară, rămâneți în fața televizoarelor, pentru că afară bate un vânticel așa ușor, ușor, menit să vă aducă mulți virus și bacterii și răceli și așa, așa că stați în fața micilor ecrane și nu vă dezlipiți, pentru că Curier TV vă aduce duminică de duminică, omul sfințește locul. De aici vă luați vitamina cu efect pe perioadă nedeterminată. Și chiar dacă eu sunt singură aici pe canapea, vedeți, nu este nimeni în dreapta mea, în stânga mea, trebuie să vedeți ce se află în platou 2. Multă culoare, explozie de tinerețe, da, sunt diferite categorii de vârstă, de la aproape la 5-6 ani până la vreo 14, 15, 16, de ce nu? Toți sunt talentați, toți sunt frumoși, sunt și plângăcioși printre voi? Plânge cineva? Plânge cineva, o să-i cunoaștem acum, pentru că sunt foarte, foarte, foarte mulți și au sosit fiecare cum au putut, unul mai devreme, altul mai târziu, trafic mare, monșer, în minunatul nostru Pitești. Mă duc la ea să vedem cine plânge acolo atât de... dragii mei, rămâneți în continuare alături de noi. Cineva plânge aici, nu știu cine plânge, cine plânge? Hai să vină la mine cine plânge! Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Uite că acum, uite, dacă ai plâns, vezi, ești în centru atenției.
Bine ați venit, dragii mei! Cine sunteți voi? Bună ziua și bine v-am găsit! Sunt profesor Vasilescu Sofia, director la Clubul Copiilor Costești și am venit astăzi la dumneavoastră cu două grupuri de muzică a română, Piturnichii Dit Pădurii, format din fetițe cu vârsta cuprinsă între 3 și 10 ani, și Lilicii Dit Munti, cu copii cu vârsta cuprinsă între 13 și 18 ani. Le-am spus Lilicii Dit Munti pentru că inițial grupul era format numai din fete, dar pe parcurs s-au implicat și copii, mai avem și alți și băieți, mai avem și alți băieți. Probabil o să schimbăm și denumirea. Cât sunt, doamna, aici, că sunt o grămadă? Da, în jur de 60. Deci în jur de 60 de copii, da. Cel mai mic? Cel mai mic are 3 ani. 3 ani, și unde este? A plecat plângând sau nu? Da, dar revine, nicio problemă. Tu ce vârstă ai, frumoasă, că știi, ești mică? 4 ani? Da. 5 ani? 5 ani, auzi, împliniți sau neîmpliniți? Neîmpliniți. Împliniți? Împliniți. Și cel mai mare? 18 ani. Denisa. Denisa de 18 ani. Unde ești, Denisa? Aici. Ești acolo, Denisa. Avem și băieți și fete, dar normal că predomină fetele, ca de obicei, în orice grup, dar fie el vocal, fie de peste tot, predomină fetele. De ce, doamnă, nu vin băieții? Avem și băieți, ia uitați. Aveți, dar sunt mai multe fete? Da, exact cum spuneam mai devreme, au început să se implice și băieți. Se zice că fetele sunt mai conștiincioase. Sunteți conștiincioase, fetelor? Da. Da? Da, și băieții sunt? Da. Păi nu, acum băieții, haideți să auzim un de la băieți, așa, sunteți conștiincioși? Cei care sunteți prezenți aici? Da, ei da. Păi da, un da, așa, să vă adeși, trebuie să puteți noștri că sunteți. Dragii mei, 60 de persoane au venit aici în platou Curier TV la Omul Sfințește Locul să demonstreze că au talent, da? Că au tot ce le trebuie să fie. Ce sunteți voi? Cum vă numiți? Ia. Alexia Elena Bădoi. În afară de asta, ce ești tu, plină de talent și... Da. Ia uite așa, ia să te vadă telespectatorii noștri cât ești de frumoasă. Ești foarte frumoasă, toate sunteți. A fost un criteriu, doamne, când ați selectat? Ați făcut preselecție și pe bază de aspect fizic? A, nu, pe aspect fizic nu. La noi primează vocația, talentul și așa mai departe. Deci... De cât timp vă ocupați de ei? De cei mici doar de câteva luni. De cei mari au cam una și jumătate. Ați participat, nu știu, ați obținut premii? Da, am participat la mai multe concursuri și festivaluri, am obținut premii foarte bune, dar noi participăm la toate evenimentele cultural-artistice, la nivel de oraș, la nivel de județ. Am fost la concursuri, pentru că tot se pune accent pe componenta interculturală. La noi în învățământ, componenta interculturală este de mare valoare. Ne-am propus și noi să facem ceva. Și ne-am propus să facem despre aromâni, pentru că eu sunt aromâncă. Jet Beget, din Tulcea și chiar mă bucur și iubesc foarte mult pe elevii mei pentru că au avut o deschidere către această muzică, către cultura română. Într-adevăr, sunteți frumoși toți și colorați și aveți și portul specific, nu? Este portul specific comunității române. Mai sunteți mândri de voi? Da! Da? Și părinții voștri credeți că sunt mândri de voi? Da! Da? Păi normal, sunteți cuminți? Cât de cuminți? La școală cum funcționați? Bine sau așa și așa? Da? Cât timp dedică? Nu știu, mă gândesc când fac ei cursurile? În curs săptămânii? La Clubul Copiilor Costești toate activitățile se desfășoară în timpul liber al copiilor. Deci dacă acești copii, deci orice copil care are ore dimineața va face repetiție după amiaza. Dacă are ore după amiaza, va face ore dimineața. Bineînțeles că ei știu programul este afișat, Clubul Copiilor, ca și Palatul Copiilor Pitești și orice alt club sau palat din țară, se ocupă cu activitățile extrașcolare, unde copiii, conform talentului, vocației, copiii vin, se înscriu, tocmai pentru a le fi cultivate aceste aptitudini. Fiecare în ce domeniu își dorește. Noi avem mai multe cercuri la Clubul Copiilor. Avem foarte mulți copii de aici, sunt înscriși și la alte cercuri. Avem engleză, franceză, informatică, orchestră, avem mai multe. Adică avem vocație pentru ceva, eu zic că copiii ar trebui și părinții, în primul rând, să-i îndrume către absolut tot ce le place lor. Da, vreau să le mulțumesc și părinților, pentru că s-au implicat foarte mult. Cea mai mare parte a costumelor sunt și le avem datorită părinților.
s-au implicat foarte, foarte mult. Pe această cale vreau să mulțumesc și domnului Emil Hagi de la Câmpul Lung, care ne-a ajutat foarte mult cu tot așa, cu costume, mai ales costumele de băieți și cu costume de fete, și mai ales și domnului deputat Nicolae Georgescu, care ne-a ajutat cu 10 costume și mulțumim foarte mult. Dumnealui nu este român, dar ne-a ajutat să realizăm 10 costume armânești. Foarte frumos, sunteți frumoși toți, o să ne cântați, o să ne dansați și o să ne faceți voi azi? Da, și cântați și dansați? Da. Măi, foarte bine, foarte bine. Aș vrea să mă îndrept în partea aceea, că cei mari sunt acolo, da? Cel mai mare, da, cel mai în vârstă, așa. Cine? Avem acolo o domnișoară de 18 ani. Eu nu mai prea merg bine în perioada asta. Nu cred că mai văd de voi. Sunt aici, bine că sunt mare și colorată. Ai spus că ai 18 ani, împliniți? Da, împliniți. Și ce îți place ție la cultura română? În primul rând, portul este foarte frumos și au niște modele extrem de frumoase, plus că până să vină doamna Sofia nu știam atât de multe, dar ușor, ușor doamna Sofia ne-a dezvăluit cât mai multe secrete, ca să pot spune, și toți iubim la fel de mult cultura aceasta. Pe lângă pasiunea asta pentru dans, pentru muzică, ce alte pasiuni ai? Să desenez. Să desenez. Și o de faci la nivel profesionist sau este doar o simplă pasiune? Nu, este doar o pasiune. Așa, și la 18 ani tu te pregătești anul ăsta, nu? Da, un an foarte încărcat. Un an încărcat și cum ai să faci față? Cu greu, dar sper să mă împart în mod egal la toate. Doamne ajută! Și unde vrei, ce vrei să urmezi? Vreau să urmez o carieră în poliție. În poliție. Uitați-vă la ea, dragi telespectatori, cât este de firavă, e frumoasă, are privirea aia așa frumoasă de îngeraș și vrea să devină polițistă, nu? Da. Păi și prins hoții sau ce faci? Dacă este nevoie, da. Dacă este nevoie, da. Păi crede-mă că e suficient să te uiți la ei. Și uite așa ori să da. Zice pe spate. Da. Ia loc, draga mea, la loc acolo, că se poate spune. Și acum un băiețel. Cel mai mare băiat. Te iau pe tine? Cine? Lați-l pe el! Hai pe el! Hai mă, te iau pe tine, dacă tot indici și dai indicații așa. Este timidul? Da. Timidul grupei? Ce vârstă ai? 15 ani. 15 ani. Păi la 15 ani nu mai ești timid. Dacă aveai 5 ani, 10 ani, da. Ai prietenă? Mai multe. Mai multe? Mă, dar ce se întâmplă cu generația asta? Nu înțeleg ce se întâmplă. Deci cred că în ultima perioadă n-am găsit un băiat să aibă o singură prietenă. Au mai multe. Ba brunete, ba roșcate, într-adevăr. Sunt foarte multe fete în jurul tău. Dar auzi, ai vreo prietenă din așa? Sau nu? Normal că nu spui, că toți părinții sunt acolo în spate. Normal că nu trebuie să spui, nu-i așa? Auzi, dar tu ești târgulincios la învățătură? Așa. Păi de ce așa? Ai văzut colega ta cum a zis că e de nota 10? 8 și 9. Ești la 8 și 9? Da. E bine, mă, atât timp cât suntem peste 7, este ok. Să nu fim sub 7. Da. Da? Foarte bine, ia loc, dragul meu, și un alt băiețel, băiat, în toată regula. Avem o încălțăminte deosebită. Și trebuie să... Deci trebuie să le aduc la colegul meu să vadă. Așa, uite, colegul meu ți-a luat... Deci este un pantof de piele, da? Și ai adăugat tu ce? Niște ciucuri, pot spune. Ciucuraș, da? Da. Ce înseamnă asta? Păi, așa este tradiția, presupun. La... Eu am lăsat-o pe doamna Sofia, sper că doamna Sofia s-a dus să se ocupe de muzica voastră, de tot ce trebuie să se întâmple aici în platou azi, pentru că vreau să vă cunosc așa în detaliu. Deci e țină de cultura română, da? Pantofior cu ciucuraș. Mai există un băiat cu pantofior cu ciucuraș? Nu? Nu? Ciucurașii tăi sunt pe undeva pe sus, pe aici am văzut. Am fiecare cu ciucurașii, tu la fel, adică... Văd acolo... Va trebui să vorbiți la microfon, să știți. Doamna Sofia, la microfon. Da. Eu am tras de timp ca să am posibilitatea să... Muzica e o regulă, totul s-a... Stăm un pic mai rău cu costumele pentru băieți, dar o să ne revenim și data viitoare, când o să venim la dumneavoastră, o să avem și mai mulți băieți și mai multe costume.
Perfect. Și m-am zis, băieți, vin aici cu la un domn cu steagul. Ce steag e ăsta? Acest steag reprezintă steagul de nuntă la românilor. Da? Da. Și... cine se însoară, cine se mărită? Cine vrea? Cine vrea, cine poftește, cine dorește? Da. Alexandra, vino aici, vino aici, vino aici. Unde ești, Alexandra? Alexandra, vino aici, vino aici. Tu ești mireasa, da? Hai, vino aici, lângă mine. Să vedem și steagul. Ce reprezintă steagul? Steagul reprezintă unul dintre cele mai importante simboluri ale comunității armânești. El este făcut dintr-un băț, iar în capătul de sus sunt trei brațe în formă de cruce. De băț este atașat un material de culoare albă, simbolizând prosperitatea. În vârful fiecărui braț se află câte un măr roșu, simbolizând prosperitate și abundență. În jurul fiecărui braț se află cele trei flori roșii, la fel ca materialul din mijlocul celui alb, și ele reprezintă cinstea femeii. Cinstea femeii, deci da. E cinstită femeia. Musai. Musai și bărbatul? Și bărbatul trebuie să fie cinstit, nu? Femeie cinstită și bărbatul trebuie să fie cinstit, sub o formă sau alta, că și cinstea asta poate să fie sub zeci de forme. Deci cine se însoară, cine se mărită, ne-am stabilit încă. Poate avem o telespectatoare, un telespectator să vină aici, poate sunt tineri însurăței, facem aici un obicei, da? Da, noi ne-am propus să venim cu cât mai multe simboluri. Cu cât mai multe simboluri, Doamne ajută. O să trec în platoul numărul 1 de acolo. Între timp o să o las pe doamna să decide cu cine începe, în ce și cum. Acolo pe canapea s-a așezat un tânăr talentat și minunat, pe numele lui Mohamed, profetul. Bine ai venit, Mohamed! Mohamed, Arabia, români, tocua, da? Ce faci, Mohamed? Bine, uite ce să fac. Mă, și lângă tine îmi dai voie că sunt și o bătrână. Da. Da? Da. Ce ai mai făcut tu? Ce premii mi-ai luat? Multe premii. Multe? Da. Pe fiecare zi m-am plictisit să mă duc mereu, pe fiecare zi sunt obosit prea rău. Trofee. Doamne, dar cum o fie asta? Să te plictisezi să câștigi premii. Pe fiecare zi mă duc tot timpul așa să câștig. Mă duc și eu la aia să pleau toate premiile, nu? Da. Mă duc, exact, amărâților. Am venit și eu la voi. Când uite, mai am un loc acasă pe raft, da? Da. Și vreau să... Ce premiu ai luat ultima dată? Ia zi. Ultima dată l-am luat de la Bucătine Buzdugan, nu mai știu cum se numește. Ia veniți, mămica, aici. Mămica stă acolo și crede că eu nu. Hai, mămica, că sunteți colorată, sunteți frumoasă, sunteți... Așa, luați loc aici lângă mine. Să vadă și telespectatorii noștri că și în platou avem o grămadă de părinți. În spatele unui copil de succes află întotdeauna un părinte devotat succesului, da? Ca să se urmeze pașii, pentru că altfel fără sacrificii nu facem nimic. Sacrificii de orice natură. Sacrificăm timpul, sacrificăm banii, sacrificăm de multe ori sănătatea, de ce nu? Pentru copilașii noștri să fie bine, să fie sănătoși și să fie oameni de vază ai societății, oameni de succes. Ce premii am câștigat în ultima perioadă? Deci prima dată am fost la un concurs pe 26 august la doamna Daniela Abanu, la TV Start România, unde a câștigat mențiune la dans și locul 2 la modeling pe categorie de vârstă, 9 ani. Al doilea am fost în Belgrad pe 30 septembrie, unde a luat premiul internațional, locul 1 la Fashion Kid categorii și Mister Kid categorii România, unde a fost organizat de doamna Iolanda Deca, care ne-am simțit foarte bine și îi mulțumim pe această cale și fetiței dânsei, care și ea la rândul ei a câștigat la premiul foarte mare la muzică. Și ultimul am fost acum vineri, pe 5 octombrie, la București, unde a fost organizat de doamna Cătălina Buzdun Rafaela și a luat Grand Prix, locul 3. Bravo, măi, bravo, da, felicitări! Și încă la anul o să mai participăm la multe alte concursuri în afară. În alte țări și pe la noi participi, da, la pe toate și te-ai pus să cucere și pe străin, că normal așa se întâmplă. Și de când am înscris la dansuri moderne, aici în Pitești, la Casa de Cultură. Nu, Casa de Cultură, da, de Pitești. Da,
Da, așa, Pitești. Unde, mă? Unde? Și mai vrem să-i mai mulțumim pe această cale care ne-a îndrumat drumul, pe drumul acesta, doamnei Valeria Coman, pe care o iubim și o salutăm. Dânsa nu este momentan în țară. Știm că da, da? Și dânsa. Și urăm mult succes pe, să facă festivalul Culorile Toamnei și urăm mult succes. Și vreau să spun că sunt mândră și el este mândru și fericit pentru premiile care le-a câștigat. Păi am văzut că s-a și săturat, da. S-a săturat să câștige atâtea, da, premii, să tot timpul să fie cetru atenție. A fost puțin bolnăvior când am plecat în Belgrad, dar am meritat efortul și sacrificiile. Doamne, așa frumos, foarte frumos, uite ce frumos, mamă, și a fost o reacție foarte frumoasă, Mohamed, foarte frumoasă, asta înseamnă că îți iubești foarte mult mama, da? Da. Și mama e alături de tine 100%. Da, și ca toate mamele de altfel. Și prietenii. Bine, mai sunt și mame, da, care nu-și respectă statutul de mamă, da. Da. Acelea nu se numesc mame. Miruna Ionită și ea a participat la Belgrad și atât la fel a venit în premiul cel mare, locul 1, la Fashion și Miss. Dar, din păcate, ea nu a putut să vină, niște probleme personale. Și la TV Star, tot la fel, a participat și ea și a luat locul 2 la dansuri și mențiune la modeling. Bravo! Așteptăm, da, și pe Miruna când dorește ea să vină, da, cu mare drag. Da, îi urăm multă sănătate și chiar colaborăm. Ia zi tu mie, cât de mult îți iubești tu mama? Foarte mult! Foarte mult, foarte mult! Și mame, nu-ți face și o surioară? Nu știu! Nu știu! Dar mai vrea frățior surioare? Da. Nu te-am întrebat nici dacă ai. Nu, no, adică n-ai. Am dar un văr. Un văr. Cine mi-a dat și o surioară? Nu mai vrei. Nu mai, gata, nu? Nu mai vrei. Păi normal, e mai mare decât. Unul are 13 ani și unul are 7 ani. Cine? Tot nimic. Verișorii tăi. Verișorii. Da. Nu-i problemă. Și dacă... Deci când o să ai o surioară, o să fii tu șeful casei, spun eu, tot pe tine o să pice, tu ești cel mai vii, cel mai drăgit. O să fie fără meu, mai mare. Am înțeles, păi la ce legătură are verișorul, mă? Verișor e verișor, tu o să fii frate. Faci și tu ceva azi? În afară de câștigat premii? O să dansezi. O să dansezi? Da. Da? Foarte bine, foarte bine. Mulțumesc mult de tot, Mohamed. Mulțumesc și mămicuței tale că, iată, am luat așa pe sus, că trebuie, o, femeile, nu știu, eu apreciez foarte mult femeile care își dedică viața copiilor, pentru că pentru ei trăim, da? Nu sunt foarte, foarte multe, sunt și persoane mai egoiste, de ce nu, care își dedică viața propriei persoane și atâta tot. Și noi vrem să scoatem în evidență astfel de persoane, da? Persoane care își cresc copiii perfect, da? Și cu tot devotamentul. Să vede, reacția ta a spus tot. Da, un copil iubit, da, un copil atașat de mamă, să-ți iubești și soția, așa, să știi. Da? Da? Iubesc, să nu-ți iubești soțiile, să-ți iubești soția, da? Iar dacă tu ai ramură... Eu iubesc pisica, nu soția. Pisica o să o iubești acum, peste 10 ani, na. O să iubești prietena, viitoarea soție, tot de ce nu? Tot pisica o să iubesc. Tot pisica. Doamne ajută, iubește ce vrei, important este să iubim. Să iubim atât timp cât iubim, da? Să ne iubim aproapele, să ne iubim pe noi înșine. Și un puiuț este bine. Doamna Sofia! Da? Sunteți pregătiți? Sigur că da. Pregătiți? Cu ce începem? Cu prima piesă. Cu prima piesă? Da. Dacă regia e pregătită, rog, prima piesă, cu siguranță și telespectatorii noștri de-abia așteaptă să vă cunoască, da, pe toți așa, să vadă cum evoluați, ce știți să faceți voi. Thank you.
zina de amari, a galeață imna iubi, mine nu mă treai. Divizuile fiată, margina de amari, a galeață imna iubi, mine nu mă treai. Pe luată lungu, vim tu m-al bătea, plistia ta față, oclița-n vâlea. Pe luată lungu, vim tu m-al bătea, plistia ta față, oclița-n vâlea. Năsești, fiată, da să-ți zăc un zbor, să știi că te arisesc, uși de dor la tău v-ați mor. Nu dă năsești, fiată, da să-ți zăc un zbor, să știi că te arisesc, uși de dor la tău v-ați mor. Pe roa tău lungu, vim tu m-al bătea, plistia ta față, oclița-n vâlea. Pe roa tău lungu, vim tu m-al bătea, pistia ta față, oclița-n vâlea. Divizuile-a fiată, mirachiți băgai, știu că a mea vreare, pe tine oarcai. Divizuile-a fiată, mirachiți băgai, știu că a mea vreare, pe tine oarcai. Pe luată-o lungu, vim tu m-al bătea, pistia ta față, oclița-n vâlea. Pe luată-o lungu, vim tu m-al bătea, pistia ta față, oclița-n vâlea. Divizuile-a fiată, margina de-a mari, a galeață imna iubi, mine nu mă treai. Divizuile-a fiată, margina de-a mari, a galeață imna iubi, mine nu mă treai. Pe luată-o lungu, vim tu m-al bătea, pistia ta față, oclița-n vâlea. Pe luată-o lungu, vim tu m-al bătea, pistia ta față, oclița-n vâlea. Foarte frumos, foarte frumos. Cântărețele noastre, unde sunt cântărețele noastre? Unde sunt? Unde sunt cântărețele? Cântărețele, cântărețele, cântărețele. Ce ați cântat voi mai acolo? Pe luată o lungă se numește. Cum stau, ca nu stau cu spatele la telespectatori, sunteți foarte, foarte mulți. Vreau să vorbesc și cu fetița care tu plângeai, nu? Mascota grupului. Tu ești cea mai mică, da? Da. Tu ești cea mai mică, cea mai mică. Ia să vedem. Ia să vin eu la tine să mă pun aici așa frumos. Bună! 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 Cum te numești? Sofia! Păi Sofia? Sofia, ceva legătură? Bineînțeles, Sofia mare, Sofia mică. Sofia mică și la fel îmbrăcată și nu știu ce, ceva legătură de sânge? E, nu. Nu, legătură de credeam că mamă, fică, credeam, cine știe? Cine știe, cine știe? Măi, Sofia, vezi că tu ai mare responsabilitate, te numești precum doamna profesoara, ești ce faci? Pentru ce am plâns, ia zi, de ce am plâns? Da. Surioara ta? Unde e surioara ta? Are două, mai are două surioare. Aici? Da. Deci Izabela și Livia. Doamne. Și Livia. Deci vreau să văd și eu, mă. Noi ne propunem tot timpul să creștem natalitatea, că văd că
La ultimul rând ce se mută am scăzut câteva milioane. Așa că, cazul se face și 2, 3, și 4, și 5, da? Cum e să crești 30 de ani? Acum spuneți la asta că este greu, că este plăcut prima dată. Fetița cea mare, ce vârstă are fetița cea mare? 10 ani. 10 ani, Doamne ajută! Amira, nu știu pe unde ești, ascultă după doamna, deci pe mine trebuie să mă ajuți, chiar nu are decât 8 ani. Dar sper să mă ajute pe frățiorul. Da? Ești ajutată? Cum ești ajutată de surioara ta? Da? O iubești pe mami? Da. Da, foarte bine. Aplauze pentru mămica, știți, pe vremea lui Ceaușescu se numea mămici eroină, da, 3-4 copii. Da, aplauze pentru mămica. Au început din ce în ce mai rar să auzi mămici cu 2-3 copii, majoritatea a fost de unul sau niciunul, de multe ori. Așa că, întotdeauna aplaud mămicile acestea devotate, da, devotate vocă, dacă nu sunt mămici. Sunteți voi aici prezenți, da? Da, copii? Da. Cum e dată la români? Sunt mai mulți copii? Eu știu că cum mai mulți copii, nu? Înainte așa era. De fapt, peste tot era cu foarte mulți copii. Dar acum fiecare face atât cât consideră și cum îi pot crește și ce le pot oferi. Da, pentru că acum și înainte îi făceam pur și simplu. Acum ne gândim ce le lăsăm, exact, ce le cumpărăm, pretențiile sunt mari. Corect. Pe vremea noastră nu existau tablete, nu existau telefoane. Acum sunt foarte multe oportunități pentru copii. Dar din păcate spun. Din păcate că viața era mult mai frumoasă privită afară pe fereastră sau privită, de ce nu, din o gradă, din fața blocului, așa, decât prin intermediul unui ecran. Așa este, aveți dreptate. Dar până la urma urmei, indiferent câți copii ar avea o familie, este foarte bine, pentru că un copil înseamnă viitorul. Înseamnă. Ce mai facem noi acum? O să cântăm în continuare un alt cântec de grup. Este în ordine acolo la domnul, dat sticul. Un alt cântec de grup? Da. Da, o să cedeți microfonul ăsta ca să vă auziți și mai bine cui cedeți, cine este cea care cunoaște cel mai bine... Toată lumea. Perfect. Cine nominalizați dumneavoastră? Rahel, Andreea, unde sunteți? Rahel. Urmați voi singuri. Acolo, măi, pe acolo. Știți, urmează să cânte și individual și e bine să țină microfonul acolo. Dar mână la ciobatru din vali, tahina cântreț, pasmirachi mari. Le-am ușat dar mână la ciobatru din vali, tahina cântreț, pasmirachi mari. Oglelelele-o, mult unii te-am tu vreari. Oglelelele-o, Oglelelele-o, dânșu-n bășarii.
Un trandafil crește la firida mea, zișa pleacă frânzele lichișos. Lungă-i calea, pari până la vruta mea, și ni se pare că banii mor de dor. Lungă-i calea, pari până la vruta mea, și ni se pare că banii mor de dor. Nu puteam ceva eu ca să spun. Uituța-n vârlica din ui juca, cilicile cu tine mutream. Uituța-n vârlica din ui juca, cilicile cu tine Da, da? Da. Tu ai cântat. Mă, ești foarte talentată, voce foarte frumoasă. Mulțumesc. Da? Da? Cât de talentată este doamna profesoară? Veniți aici alături de mine. Doamna Sofia, doamna Sofia, cu părul cel roșu și cu costumul albastru superb. Îmi place costumul foarte frumos, costumația. Oricum, românii au costumele superbe, așa cum spuneau și mândrea noastră mai devreme. De cât timp faci tu cant? O faci ceva, nu? Că ai o voce foarte... Nu. Cando special nu fac, fac pregătire cu doamna Sofia, mai rar în ultimul timp pentru că am început liceu și nu mai am atât de mult timp, dar de câțiva ani cred că sună doamna Sofia, destul de mică. De mică, de mică. Eu n-am întrebat pe doamna Sofia, i-am întrebat de cât se ocupă de copilași ăștia, dar de câți ani, nu știu, câtă activitate în spate așa avem. Da, de foarte mult timp, eu sunt la Clubul Copiilor din 2002. Și în ultimii ani am fost director, bine, sunt și în prezent, cu toate că sunt foarte ocupată, știți cum este când ai o funcție, dar îmi fac timp și pentru copii, pentru că îmi sunt foarte dragi și atunci când faci un lucru cu plăcere, vă dați seama că nu mai contează oboseala, nu mai contează timpul care nu prea mai este și asta este. Dar nu este așa că atunci când vă ocupați de minunați ăștia atât de tineri, da? Vă luați așa și dumneavoastră energia aia și rămâneți tânără, vă conservați. Da, acești copii pe mine mă motivează foarte mult
Și de ce să nu fiu sinceră, îmi dau forța de care am eu nevoie, deci forța zilnică. Deci, indiferent cât de obosită m-aș duce la serviciu, atunci când îi văd pe ei, deci vă spun cu mâna pe inimă că eu nu mai simt oboseala. Îmi sunt foarte, foarte dragi. Îmi plac foarte mult copiii. Aveți copii? Eu am un băiat. Este să vă trăiască. Anul 4, student la automatică și calculatoare, în București. Și nu face și el, n-au îmbrățișat activitatea asta, nu? Pe vremea aceea nu prea se îngrămădeau băieții, știți, dar... Îmbrăcează o meserie destul de frumoasă. El, da, asta i-a plăcut, asta face, deja lucrează și lucrează. Un băiat atât de mare și dumneavoastră atât de tânără. Ei, nu sunt chiar așa de tânără. Arătați, doamnă, deci normal v-am spus, vă luați energia de la micuții ăștia. Uite așa, așa, când îi privești, n-ai cum să nu te simți tânăr. Privești viața prin ochii lor, că sunt frumoși. Da, da, așa este. Deci copiii, deci voiam să fac o precizare. Acești copii nu cântă doar muzica română. Deci cântă și populară, și ușoară, deci dacă timpul ne va permite, noi am adus și melodii de muzică ușoară și melodii de muzică populară, pentru că noi așa ne-am propus, indiferent unde suntem invitați, să facem un moment intercultural. Tot se pune accent foarte tare în ultimul timp pe interculturalitate. Noi chiar am fost la Satul Mare și am luat locul întâi pe țară la călătoria mea interculturală cu participare directă și la Ilfov. Deci noi am fost cam prin toată țara. Și ce proiecte de viitor aveți? Unde îi mai duceți pe minunați? Peste tot. Peste tot, copii, da. Auzit, da? Peste tot. În afara țării? Am primit și o propunere în afara țării. Din păcate nu am putut să onorăm, pentru că a fost făcută prea din timp, știți? Adică, nu știu, nu am avut timpul necesar pentru a ne pregăti cu mijloacele de transport. Dar avem și alte invitații, și în Bulgaria, și în Grecia, și sperăm să le onorăm. Doamne ajută, în primul rând e important că, iată, puteți onora invitațiile de aici, da? Că știți, da. Factorul proximitate. Să vă cunoască și argeșenii noștri, să vadă ce sunteți în stare să faceți. Să, categoric, noi ne vedem în toată România și în toată lumea, pentru că suntem o televiziune care emitem și online. Așa că se uite și America la noi. Dacă doresc să ne vadă, ne pot vedea pe www.curiertv.ro. Noi ne vedem online în momentul de față, așa că ne vedem oriunde, da? În orice colț al planetei, din fericire. Se pare că, iată, publicitatea a venit peste noi. Așa că o să spunem publicitate în cor, pentru că sunteți 60 de persoane aici în platou. Hai să spunem o publicitate de-aia așa, ca să vadă telespectatorii ce urmează apoi, pentru că din nou dezlănțuim aici, o să ia foc platou până la urmă, pentru că voi sunteți foarte talentați și știți, frate, să dansați și să cântați. Publicitate, o spunem în cor? 1, 2, 3 și... Publicitate! E publicitate să fie! S-a deschis un nou supermarket JAM în Găvana 3, în zona blocurilor Q. JAM, supermarketul de unde îți faci cu plăcere cumpărăturile zilnice pentru tine și familia ta. Umple-ți coșul de cumpărături cu produse proaspete și de calitate. Brânzeturi, preparate din carne, lactate, legume, fructe și alte sortimente necesare casei tale. Noul supermarket JAM, un brand 100% românesc, vă întâmpină cu promoții permanente. Supermarket JAM, mereu aproape de dumneavoastră! Acum la supermarket JAM, Newmart la un litru la doar 3,29 lei. SC Salubris S.A. are o experiență de 20 de ani în domeniul salubrizării cu puncte de lucru în județele Argeș, Olt și Sălaj. Societatea noastră desfășoară activitate de colectare și transport deșeuri municipale, recuperarea materialelor reciclabile prin municipiul Pitești, precum și în 14 comune din județul Argeș. Colectarea selectivă a deșeurilor este soluția la îndemâna tuturor și presupune un efort minim în depozitarea deșeurilor în locuri special amenajate în vederea reciclării, în containerul galben, plastic și metal, în cel albastru hârtie și în cel verde sticlă. Informarea, conștientizarea și responsabilizarea cetățenilor este esențială. Salubris, lucrăm pentru un mediu curat. Situată într-un cadru deosebit, la marginea pădurii, Casa Păduraru este un minunat loc de relaxare. La doar câțiva kilometri de Pitești, departe de aglomerația orașului, Casa Păduraru este o oază de liniște în mijlocul naturii.
Restaurantul cu terasă oferă specialități tradiționale preparate cu ingrediente proaspete din grădina proprie. Curtea interioară, amenajată într-un cadru de poveste, dispune de un spațiu special în care copiii își pot petrece timpul în siguranță. Casa Păduraru, un colț de rai în inima naturii. Ne găsiți în Mărăcineni, Argeșelul numărul 367, telefon 0745-310-351. Casa Tradițională, restaurant tip autoservire și catering, vine cu un sortiment diversificat de mâncare, dar și meniul zilei la prețul de 12 lei. Meniul îl puteți vedea zilnic pe pagina noastră de Facebook, restaurant Casa Tradițională. Primim comenzi telefonic sau pe WhatsApp la numărul de telefon 0724 337 333. Program de luni până sâmbătă, între orele 7-21. Duminica deschis doar pentru evenimente sau mese organizate. Ne găsiți în Ștefănești, Calea București, numărul 132, vis-a-vis de Hotel Iața. Antrenează-te pentru cumpărături. Pregătește-te să duci cât mai mult acasă. De ce? Pentru că... Fie că ai nevoie de lucruri mari sau de lucruri mici, poate le găsești aici. Zi de zi la Argintex, prețuri bune zâmbesc. Jucării, mobilier sau obiecte doar din fier, că e clanță sau mâner. Deci, mămici, tătici, bunici, tot ce luați, să luați de aici. Toate sunt la Argintex, fiindcă ieftin. Argintex! Îți plac produsele naturale preparate după rețete tradiționale românești? Asta înseamnă că iubești produsele Radic Star. Peste 200 de preparate fabricate din carnea cea mai proaspătă. Dispunem de abator propriu, iar carnea este procesată în condiții impecabile, conform normelor europene. Radic Star, o investiție din fonduri europene care satisface toate gusturile. Radic Star, lider de calitate. Curierul zilei, vector al presei locale cu cel mai mare tiraj din țară. S-a deschis un nou supermarket JAM în Găvana 3, în zona blocurilor Q. JAM, supermarketul de unde îți faci cu plăcere cumpărăturile zilnice pentru tine și familia ta. Umple-ți coșul de cumpărături cu produse proaspete și de calitate. Brânzeturi, preparate din carne, lactate, legume, fructe și alte sortimente necesare casei tale. Noul supermarket JAM, un brand 100% românesc, vă întâmpină cu promoții permanente. Supermarket JAM, mereu aproape de dumneavoastră! Acum la supermarket JAM New Mart la un litru la doar 3,29 lei. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Oamenii iau lucrurile așa cum sunt. Viața deja are colțuri. De ce să o rotunjească ei? Nu mai bine iei drumul de-a dreptul și vezi unde te duce? Noi credem că cel mai scurt drum e drumul pe care mergem cei mai mulți. Cel pe care oamenii se întâlnesc și se ajută, iar generațiile construiesc împreună. Mergi la primărie sau intră pe ancpi.ro. Informează-te, participă activ și află când îți vor fi înregistrate gratuit proprietățile în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. În vederea pregătirii pentru un cutremur, luați următoarele măsuri.
Fixați mobilierul care se poate deplasa în timpul unei mișcări seismice de un perete sau alt element de construcție solid. Amplasați obiectele grele care vă pot răni în partea de jos a încăperilor. Stabiliți cu membrii familiei un plan de protecție în caz de cutremur. Asigurați-vă o minimă rezervă de urgență formată din apă, alimente neperisabile, lanternă, aparat radio portabil, acumulatori și medicamente de bază. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. Șase patru, poartă în casă. Apropo de casă, curățați și voi coșul de fum. Dacă te treabă, eu îmi curăță-l tu. Lasă bre că merge și așa. Doamne, e periculos? 6-6. Hai că te-am ars. Siguranța nu este un joc de noroc. Curăță și repară mijloacele de încălzire și coșurile de fum pentru a evita incendiile și intoxicațiile. RISC, o campanie inițiată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în colaborare cu E.ON România. Totul a început cu un fum. Am crezut că am controlul. Și am pierdut controlul. Cred că pot altfel. Pot altfel. Cannabisul este un drog de risc. Informează-te. Ce faci acolo, tati? Uite, repară aragazul, dragă. Și nu e periculos? Deloc, draga mea. Trebuia să chemi un specialist. Lasă că știu eu ce fac. Da, am terminat. Nu-ți asuma niciun risc. Siguranța nu e un joc de noroc. O campanie de informare inițiată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Oameni politici, idei, opinii, gesturi, controverse, inițiative, toate din lumea politicului, în fiecare zi de luni până vineri, doar în Curier Politic cu Liviu Roșu, echidistant, de la 17 la 18. Astrologie, numerologie, leacuri și terapie, toate acestea sâmbătă de la ora 17. Sunt Cătălina Roșescu și vă invit alături de mine să urcăm treptele cunoașterii universale. La Info Curier dezbatem problemele care te interesează. Economie, politic, social, eveniment. Cu noi ești mai informat. Fii alături de Info Curier. 3 ore de informații cât toată ziua. În fiecare zi mergi pe câte un drum. Poate un drum drept, în pantă sau cu ocolișuri.
dar poate cel mai important drum al vieții este drumul spre istorie. Vrei să vezi locuri magnifice, să cunoști tradițiile și obiceiurile minunate ale altor semeni? Vrei să ai amintiri? Vrei mai mult pentru spiritul tău, pentru ochiul tău avid de frumos? Nu pierde emisiunea Infoturism în fiecare sâmbătă de la ora 14 la Curier TV. Dezbateri. Anchete. Evenimente la zi și divertisment. Marilena Barață în direct, în fiecare seară, de luni până vineri, de la 9 până la miezul nopții. Am revenit, dragii mei, vă salut de aici din mulțime, foarte mulți oameni aici, foarte mulți copii, copilași, doamna Sofia a venit aici alături de mine, doamna stând, deci dumneavoastră stați alături de ei, de la început da. Până la final, nu? Da, exact, între copii. Cum așa reușiți? Cum reușiți să vă luați atâta energie? Păi exact cum spuneam mai devreme, copiii îmi dau energia de care am nevoie. Am văzut că îi coordonați, ei știu deja ce și cum, dumneavoastră să zi, e mare micuți, lucru. O parte din copii sunt micuți, dar învață, ca și noi, și noi învățăm. Învățăm unii de la alții, pentru că doar așa, învățând unii de la alții, putem obține rezultate. Normal, normal, eu sunt... Nimeni este perfect, nimeni nu le știe pe toate, chiar dacă mai greșim, mă refer la copii. Asta este unul din greșeli, învață, pentru că eu tot timpul îi încurajez, chiar dacă greșesc, că doar greșind învățăm. Greșim noi adulții, dar copiii. Știți că am primit pe rețeaua de socializare, am făcut un live și am primit foarte multe comentarii și foarte mulți oameni mi-au scris în privat, da? Că sunteți foarte frumoși, sunteți foarte talentați. Da? Tu ce ai făcut? Ce ai făcut? Așa te-ai supărat? Nu? Așa te bucuri tu? Ai un păr cresc foarte frumos. Da, foarte, foarte bine, foarte frumos, toate fetițele. Ce urmează acum? Urmează un cântec foarte frumos, Lilicea mea se numește, îl va interpreta Livia Stanciu. Înseamnă, deci cât te voi, Lilicea mea, cât te iubesc, floarea mea. Deci cum e floarea? Te iubesc în a română? Exact ca și în românește, există mai multe cuvinte similare. Ti voi mult, niari hare, deci mai multe. Foarte frumos, foarte frumos, iată. Ia uși, frumos, foarte frumos. Dumneavoastră v-ați luat un soț român sau? Nu, român. Soțul meu a fost român. A fost român, soțul meu a decedat în urmă cu 7 ani. Îmi pare rău, condoleanțe. Dar iată că rămâneți dumneavoastră mână de fier, da. și femeie și bărbat, că v-am văzut, v-am urmărit așa cu privirea. Sunteți o mână de fier, sunteți mai o femeie. Și atât. Așa este? Da. E un exemplu de urmat și femeia trebuie să fie mai mult decât femeie, da? Întotdeauna. Trebuie să împrumutești ceva de la bărbat, tăria. Că în lumea de azi trebuie să fim și femei și bărbați, nu? Da? Da? Să fim femei bărbate. E bine așa? Da.
Bine, să fie muzică, să fie petrecere, voie bună aici la Curier TV, pentru că omul sfințește întotdeauna locul.
opa, opa, la, când se-mi invadi inima. Opa, 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 când și-ai miva. Opa, 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 la, când se-mi invadi inima. Opa, 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 când și-ai miva. Mesea-i un frânză la cara s-o-a strânză. Ea-nată și-mi șadă-le așa-n cum diată. Mesea-i un frânză la cara s-o-a strânză. Opa, 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 la cât ți-n-i bat inima. Opa, 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 că și-ai miba. Opa, 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 la cât ți-n-i bat inima. Opa, 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 că și-ai miva. Foarte frumos, m-am așezat aici când mă dor picioarele. Deci mă dor picioarele doar când mă uit la picioarele lor. Sunt 60 de persoane care sunt într-un sincron perfect. Felicitări doamnei Sofia, pentru că chiar merită toate felicitările posibile și imposibile. Indiferent de vârstă, iată mai multe categorii, avem 4 ani, 5 ani, 6 ani, până la 18 ani. Sunt pe același pas, nu au greșit un pas, mă tot uit la ei, nu am ce să le reproșez, sunt copiii foarte, foarte, foarte talentați și v-am spus, mă dă picioarele pe mine de cum să mișc ei să fie. Doamna Sofia, da? M-a învățat și pe mine? Da, sigur că da. La microfon trebuie să fie un microfon pe acolo, da? Da, sigur că da, vă învățăm cu cel mai mare drag. Cum e dansul ăsta așa român? Este mai greu decât cel al nostru? Că știu că noastră le știți pe ambele. Nimic nu este greu atunci când vrei să înveți. Corect. Și asta este adevărat. Mă uit și uite și colegul meu. Cred că vrea să învețe și el să danseze, că tot se agață de Da, sunt un pic mai greoi pașii de la un trandafil, de la pamporea, pentru că o să urmeze și pamporea. Am văzut că este un dans foarte solicitat la nunți în general, da. Atât și trandafir, un trandafir, cel puțin având, iată, de curând un salon de evenimente, deci nu mai tăpampora și trandafir la firida mea, deci cred că îl știu pe din afară deja, dar este foarte antrenant, este plin de viață. Știți istoricul acestui cântec, așa, în mare? Sau dansul ăsta, pampora, nu știu... Da, pampora este un cântec foarte vechi. De fapt, pampora înseamnă vapor. Treambură pampora înseamnă se clatină vaporul. Și așa, practic, trebuie să le clatinăm și noi? Și dansul este la fel? Da, dansul este foarte frumos. Urmează un pic mai târziu. Acum avem un alt cântec. Urmează un cântec, care iasti fiata ta. Cine este fata care îmi face cu mâna sau fata aceea? Interpretat de Denisa. O altă fetiță talentată. Ce vârstă are Denisa? 9 ani. Denisa, ce vârstă ai? 9 ani. 9 ani, iată, Denisa, 9 ani, interpretează un cântec în română. Felicitări, dragii mei, sunteți toți frumoși și talentați și Doamne ajută să aveți mult succes pe toate domeniile și pe toate planurile, da? Și sentimental și profesional, unde vă doriți să-i faceți mândri pe părinții voștri. Denisa. Fata
indiferent înțeleg de vârstă, dar cum nu obosesc că se mișcă atât de bine și frumos, că nu știu cum nu obosesc, care este secretul copilaș? Sau vă este frică de doamna profesoară? Nu, no, pur și simplu vă place, nu ceea ce faceți foarte mult. Da? Da? N-ați obosit, da? Mai puteți? Ce urmează, ce urmează? Gura ta. Între timp vreau să le spun, dragilor mei telespectatori, că la orele 21 o să fie aici o ediție specială dedicată minunatului referendum, normal, așa că rămâneți pe Curier TV, pentru că la 21 dezbatem aici rezultatul votului, ce se întâmplă, ce nu se întâmplă, familie tradițională, netradițională, nu știu, părerile sunt împărțite, așa că eu nu am voie să zic absolut nimic și mă abțin, că așa e bine să te abții, să fii neutru. Dragii mei, să fie dans, să fie voie bună, pentru că noi asta știm să facem aici la Omul Sfințește Locul, să aducem bună dispoziție în casele telespectatorilor și oamenii, normal, sunt pe măsură. Sunteți sau nu? Da, da, păi da, păi cum? Se vede cu ochiul liber și telespectatorii noștri sunt încântați. Da, vocile copiilor sunt minunate, sunt talentați, sunt minunat și dansul lor impecabil. Să fie dans și voie bună în continuare aici la Omul Sfințește Locul. Sparică-i cirea și coaptă. Gura ta, gura ta, morelea fiată. Sparică-i, sparică-i cirea și coaptă. Johnny, nu mutrea la mine când e
cum zborul, eu cu tine, eu cu tine voi să zborul. O fetiță frumoasă și vreau să vin aici, fetița de cea mai mică fetiță din mascota trupei. Să vin aici, că am văzut, a trecut pe lângă mine, să vin aici, să nu ai plângă. Vine sau nu vine? Vine, vine, hai să vin aici alături de mine. Vine, 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 unde fugi? Unde fugi? Vine aici, vine aici. Vine aici, că uite, acum suntem, ești coprezentatoare. Da? Da. Deci, nu mai ești mascota, aici ești coprezentatoare. Da? 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 Stai, păi stai frumos așa, stai așa să te vadă mami. Da? Ce le spunem telespectatorilor? Avem și noi o bunică, un bunic acolo? Avem? Se uită la noi? Ne privesc în momentul ăsta? Da. Ce-i spui lui bunii? Ce-i spui? Uite, ne uităm acolo. Ce-i spui lui bunii? Că e mare tot complet așa de familie, ca la școală când te prezinți cu catalogul. Când o să te, că acum ești încă mică. Ești la grădiniță? Da. Da? La ce grădiniță ești? La Costești. La Costești, la Costești, acolo. Și cum e la Costești la grădiniță? E frumos? Da. Da? O asculți pe doamna educatoare? Da. Da? Pe mami, da, o asculți? Da. Da? Ia stai-mă, cum e viața ta cu două surori? Bine. Îți place, nu? Da. Ești corconita familiei, nu? Da. Da? E cea mai mică. Da? Îți place costumașul ăsta? Da. Cine ți l-a făcut? Sofia. Doamna Sofia ți l-a făcut? Da. Noi suntem aici. Doamna Sofia, veniți alături de mine. Veniți alături de mine, că telespectatorii nu au apucat să vă vadă că sunteți de frumoasă. Și am și eu așa o întrebare. Aveți, toți au pincuțe, pantofi jos și așa, dumneavoastră țineți pasul cu ei, luați loc alături de mine aici, țineți pasul cu ei, cu pantofi ăștia, cu pantofi cu toc, cum reușiți? Da, păi cum să reușesc? Îmi place să merg pe tocuri și ca atare m-am și obișnuit, fără tocuri nu mai pot. Nici eu, de la 14 ani. Vedeți? De la 14 ani nu reușesc să mai stau decât pe tocuri. Dacă am purtat un Adidas ceva sau gata, am febră musculară a doua zi. Exact, același lucru mi se întâmplă și mie. Pe tocuri viața e mai frumoasă. Da. Privim lumea de la înălțime, doamne. Exact. Ai auzit? Da? Cum e? Bine. Bine, bine, nu-i așa? Da. Ești cu minte? O asculți pe doamna Sofia? Ești da, este un copil foarte cu minte. Ia uziți, cu minte. Ești lăudată. Deci ea a venit la clubul copiilor cu surioarele ei de când avea câteva luni. Câteva luni? Bravo, mai bravo! Și erai cu minte, nu? Nu ne cajai pe mami. Și ai o surioară de ce vârstă? Care e cea mai mare? Ce vârstă are? Ce vârstă are? Nu știu. Izabela, de 10 ani. Izabela, 10 ani și următoarea 8 ani. Da. Și tu cinci, deci mami a fost foarte ocupată. Probabil a zis că fac și băiatul. Ai și băiatul, n-ai și băiatul. Mai fac unul, poate. Cine știe, al patrulea, doamnă. Poate e cu noroc. Poate este cu noroc. Ce urmează acum? Urmează vestitul cântec Pamporea. Pamporea să fie, să fie, da. Că este solicitat, am spus, da, la toate este evenimentele. Este un cântec foarte cunoscut în comunitatea armânească. De regulă, acest cântec este dedicat în special bărbaților, dar am considerat ca și femeile îl pot dansa, că până la urma urmei, de ce trebuie să fie neapărat special pentru bărbați? Corect! Noi totdeauna femeile putem face absolut, aproape tot, nu chiar tot ce fac bărbații, dar aproape tot. Dar știți care e problema și avantajul nostru? Că bărbații nu pot face ce fac femeile. Exact, da, bărbații nu pot face, da. N-au cum să facă, noi da. Mai facem ce fac ei, dar ei ce facem noi, ei cam imposibil. Uitați și tăticul, care este al... Tăticul? Dar tăticul este împins, vin aici. Ia să vină tăticul până să pregătește doamna să danseze pampura, să vină tăticul a trei fetițe aici.
Tăticul care, iată, ce să spună despre bărbații care fac fete, că sunt inteligenți, deștepți, cuminți, da? Nu? Se poate. Se poate, nu? Da. Deci cum a fost? Care e rețeta să de fată pentru fete? Că fetele sunt deosebite. Cred că este aceeași. E aceeași, nu? Da. N-ați gândit, ați vrut băiat, recunoașteți acum. Am vrut și băiat la început. Ați vrut băiat la început, a ieșit fată. După care a zis, urmează băiatul sau fata, ce urmează? A urmat o fată și după aia, tot fată. Dar când v-ați dus la ecograf așa și așteptați să vedeți sexul, cum era sentimentul? Ce așteptați? Nu cred, am crezut. Când vă spunea doctorul de fiecare dată, fată, este fată și altă nu este fată. Nu, vă dați seama acum cum o să fiți cu pușca după ele? Păi, tată mândru de trei fete, Doamne ajută! Da. Ia uite ce, să știți că dumneavoastră sunteți privilegiat pentru că în general fetele își iubesc tații foarte mult. Băieții sunt în general cu mamele, iată că și mie mi se pregătește aici un băiat peste 2 luni, dar fata este fată, este atașată, se trează la toată lumea și dumneavoastră și tuturor telespectatorilor, pentru că copii ne înnobilează viața și ne împlinesc și ne desăvârșesc ca oameni, da? Iubita mea, tati este aici, îl iubești pe tati? Da. Da, păi normal, cum să nu iubești pe tati? Ia uite ce frumos sunteți împreună. Să fie dans și voie bună, dragii mei, pentru că așa v-am obișnuit eu la Omul Sfințește Locul duminică de duminică. Vă luați vitamina cu efect pe perioade nedeterminate, pentru că Curier TV este televiziunea sufletelor argeșenilor și nu numai. Să fie dans și voie bună! Treamburu pamporamoi, furtuna plăscânești, didor la tău le-a vrut amoi, mintea în lânzuța știi. Didor la tău le-a vrut amoi, mintea în lânzuța știi. Dârmatora moi și calea va le duc ahlele dumnițale moi câți legion va zduc ahlele dumnițale moi câți legion va zduc. John le așteaptă strigât lui, murea de frică, zghilește toată lumea, moi, pamporea valtisică. Zghilește toată lumea, moi, pamporea valtisică. Ca vără toamnă moi, hârseaște-a noastră bană, nețeară Hrisusitu moi, vasar de la icoană. Nețeară Hrisusitu moi, vasar de la icoană.
ne-am vărut pamporea moi. Furtuna plec că ne-a ști, didor la tău le-a vrut moi. Mintea lângă ți-a ști, didor la tău le-a vrut moi. Mintea lângă ți-a ști.
frumos, iată că a venit alături de mine și Alex, care a fugit. Care avea așa venit și bubulina mea, stai dreaptă, nu așa am discutat noi? Tu n-ai văzut ce postură au copilașii, invitații noștri de azi? Ba da. Drept, drept, drept și dansează, iată, a doua oră de emisie când ei dansează, stau în picioare, indiferent de vârstă. Tu când ai să dansezi? În următoarea emisiune. În următoarea emisiune? Da. Dar ai spus și tu ceva telespectatorilor noștri? Un bună ziua, un așa ai spus? Ți-a arătat dințișorii zâmbetul acela fără dinți? Da. Nu mai avem dinți? Nu mai avem îmbătrânit? Nu. Nu? Creștem, nu? Da. Dar ne uităm frumos așa la pufos, uite la pufosul acolo la cameră. Da? Așa ne uităm. Și o întrebăm pe doamna Sofia ce urmează. Da, una de o fetiță cu un frumos cântec armenesc, Loi Cârligul Moreș cu Cumbarea. Care înseamnă? Am luat cârligul și am plecat la munte, pe munte la Oi. Pe munte la Oi o să mergem și noi, că așa e frumos și bine. Acum a venit iarna, dar e frumoasă și iarna la munte. În special iarna e frumoasă la munte. Să fie muzică! Noaptea la cheptul s-o stringu, mesea e ca
bazină primăvara, să-mi adun minii cu vruta iara. Lasă că bazină primăvara, să-mi adun minii cu vruta iara. S-a deschis un nou supermarket JAM în Găvana 3, în zona blocurilor Q. JAM, supermarketul de unde îți faci cu plăcere cumpărăturile zilnice pentru tine și familia ta. Umple-ți coșul de cumpărături cu produse proaspete și de calitate. Brânzeturi, preparate din carne, lactate, legume, fructe și alte sortimente necesare casei tale. Noul supermarket JAM, un brand 100% românesc, vă întâmpină cu promoții permanente. Supermarket JAM, mereu aproape de dumneavoastră! Acum la supermarket JAM Newmart la un litru la doar 3,29 lei. SC Salubris S.A. are o experiență de 20 de ani în domeniul salubrizării cu puncte de lucru în județele Argeș, Olt și Sălaj. Societatea noastră desfășoară activitate de colectare și transport deșeuri municipale, recuperarea materialelor reciclabile prin municipiul Pitești, precum și în 14 comune din județul Argeș. Colectarea selectivă a deșeurilor este soluția la îndemâna tuturor și presupune un efort minim în depozitarea deșeurilor în locuri special amenajate în vederea reciclării, în containerul galben, plastic și metal, în cel albastru hârtie și în cel verde sticlă. Informarea, conștientizarea și responsabilizarea cetățenilor este esențială. Salubris, lucrăm pentru un mediu curat. Societatea Salpit Flor Green S.A. administrează piețele agroalimentare, bazarul și târgul săptămânal din municipiul Pitești, punând la dispoziția persoanelor interesate spații comerciale în vederea închirierii la cele mai mici prețuri. Spațiile comerciale respectă cerințele legislației sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor. Societatea urmărește permanent crearea unui cadru de desfășurare a activităților de comercializare a bunurilor, care să respecte principiile concurenței loiale de protejarea vieții, sănătății, securității și intereselor economice ale consumatorilor, precum și a mediului. Detalii se pot obține de pe site-ul www.salpitflorgreen.ro, de la sediul societății din strada lotului numărul 1 Pitești sau de la numărul de telefon 0248 217 050. Clubul Sănătății, unul dintre cele mai moderne centre medicale din Argeș, oferă pacienților servicii de asistență medicală de bună calitate, beneficiind de aparate de investigație de ultimă generație. Ambulatoriul Centrului Medical Clubul Sănătății asigură consultații și investigații paraclinice complexe, cabinetele de specialitate, medicină internă, ORL, neurologie, oftalmologie, pneumologie, obstetrică-ginecologie, chirurgie, ortopedie pediatrică, psihiatrie, psihologie, neurochirurgie. Centrul Medical Clubul Sănătății dispune de cea mai modernă și avansată tehnologie în cadrul laboratorului de radiologie și imagistică medicală. Ecografie, computer tomograf, RMN, mamografie, densitometrie osoasă. Centrul Medical Clubul Sănătății deține laborator complet de analize medicale și oferă servicii de medicina muncii, eliberarea vize medicale și psihologice pentru siguranța transporturilor și preschimbare permise auto. Pentru confortul pacienților, la parterul clădirii găsiți farmacia Iris Vișoi. Centrul Medical Clubul Sănătății. Investește în sănătatea ta! Casa Tradițională, restaurant tip autoservire și catering, vine cu un sortiment diversificat de mâncare, dar și meniul zilei la prețul de 12 lei. Meniul îl puteți vedea zilnic pe pagina noastră de Facebook, restaurant Casa Tradițională. Primim comenzi telefonic sau pe WhatsApp la numărul de telefon 0724 337 333. Program de luni până sâmbătă, între orele 7-21. Duminica deschis doar pentru evenimente sau mese organizate. Ne găsiți în Ștefănești, Calea București, numărul 132, vis-a-vis de Hotel Iața. Îți plac produsele naturale preparate după rețete tradiționale românești? Asta înseamnă că iubești produsele Radic Star. Peste 200 de preparate fabricate din carnea cea mai proaspătă. Dispunem de abator propriu, iar carnea este procesată în condiții impecabile, conform normelor europene. Radic Star, o investiție din fonduri europene care satisface toate gusturile.
Radic Star, lider de calitate. Curierul zilei, vector al presei locale cu cel mai mare tiraj din țară. S-a deschis un nou supermarket Jam în Găvana 3, în zona blocurilor Q. Jam, supermarketul de unde îți faci cu plăcere cumpărăturile zilnice pentru tine și familia ta. Umpleți coșul de cumpărături cu produse proaspete și de calitate. Brânzeturi, preparate din carne, lactate, legume, fructe și alte sortimente necesare casei tale. Noul supermarket Jam, un brand 100% românesc, vă întâmpină cu promoții permanente. Supermarket Jam, mereu aproape de dumneavoastră. Acum la supermarket Jam, New Mart la un litru la doar 3,29 lei. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Iau lucrurile așa cum sunt. Viața deja are colțuri. De ce să o rotunjească ei? Nu mai bine iei drumul de-a dreptul și vezi unde te duce? Noi credem că cel mai scurt drum e drumul pe care mergem cei mai mulți. Cel pe care oamenii se întâlnesc și se ajută, iar generațiile construiesc împreună. Mergi la primărie sau intră pe ancpi.ro. Informează-te, participă activ și află când îți vor fi înregistrate gratuit proprietățile în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Vederea pregătirii pentru un cutremur, luați următoarele măsuri. Fixați mobilierul care se poate deplasa în timpul unei mișcări seismice de un perete sau alt element de construcție solid. Amplasați obiectele grele care vă pot răni în partea de jos a încăperilor. Stabiliți cu membrii familiei un plan de protecție în caz de cutremur. Asigurați-vă o minimă rezervă de urgență formată din apă, alimente neperisabile, lanternă, aparat radio portabil, acumulatori și medicamente de bază. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. Șase patru, poartă în casă. Apropo de casă, curățați și voi coșul de fum. Dacă te treabă, mi-o curăță-l tu. Lasă bre că merge și așa. Dar nu e periculos? 6-6. Hai că te-am ars. Siguranța nu este un joc de noroc. Curăță și repară mijloacele de încălzire și coșurile de fum pentru a evita incendiile și intoxicațiile. RISC, o campanie inițiată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în colaborare cu E.ON România. Totul a început cu un fum. Am crezut că am controlul. Și am pierdut controlul. Cred că pot altfel. Pot altfel. Cannabisul este un drog de risc. Informează-te. Ce faci acolo, tati? Uite, repară aragazul, dragă. Și nu e periculos? Deloc, draga mea. Trebuia să chemi un specialist. Lasă că știu eu ce fac. Gata, am terminat. Nu-ți asuma niciun risc. Siguranța nu e un joc de noroc. O campanie de informare inițiată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.
oameni politici, idei, opinii, gesturi, controverse, inițiative, toate din lumea politicului, în fiecare zi de luni până vineri, doar în Curier Politic cu Liviu Roșu, echidistant, de la 17 la 18. Astrologie, numerologie, leacuri și terapie, toate acestea sâmbăta de la ora 17. Sunt Cătălina Roșescu și vă invit alături de mine să urcăm treptele cunoașterii universale. Info Curier dezbatem problemele care te interesează. Economie, politic, social, eveniment. Cu noi ești mai informat. Fii alături de Info Curier. 3 ore de informații cât toată ziua. În fiecare zi mergi pe câte un drum. Poate un drum drept, în pantă sau cu ocolișuri. Dar poate cel mai important drum al vieții este drumul spre istorie. Vrei să vezi locuri magnifice, să cunoști tradițiile și obiceiurile minunate ale altor semeni? Vrei să ai amintiri? Vrei mai mult pentru spiritul tău, pentru ochiul tău avid de frumos? Nu pierde emisiunea Infoturism în fiecare sâmbătă de la ora 14 la Curier TV. Dezbate. Anchete. Evenimente la zi și divertisment. Marilena Barață în direct, în fiecare seară, de luni până vineri, de la 9 până la miezul nopții.
Viața contează. Sănătatea contează. Ai grijă de tine. Află cum să previi, cum să tratezi, cum să te recuperezi. În fiecare zi de joi de la 18 la 19 la emisiunea Medicul de Serviciu, alături de Claudia Badea. Oameni politici, idei, opinii, gesturi, controverse, inițiative, toate din lumea politicului, în fiecare zi de luni până vineri, doar în Curier Politic cu Liviu Roșu, echidistant, de la 17 la 18. Dragii mei, iată, am revenit în direct. Muzică și voie bună aici la Omul Sfințește Locul. Nu uitați, la 21 orele 21, ediție specială, da, dedicată referendumului aici la Curier TV. Eu o să dau cuvântul doamnei noastre scumpe și dragi și frumoase de pică, doamna Sofia, talentată și frumoasă, pentru că ne-a pregătit și pentru a treia oră un program la fel de frumos, cel puțin plin de energie, plin de voie bună, pentru că așa trebuie să fim noi zilnic, da? Indiferent de greutățile vieții, trebuie să ne menținem tineri în suflete, sănătoși mental, da? Pentru că iată, sunt o grămadă de provocări zilnic și trebuie să ne facem față cu brio în pași de dans. Să fie muzică și voie bună în continuare aici la Curier TV în cea de-a treia oră de emisie. Cum s-a dat la fată, sunt Iisusescu. Ina, Ina, Gione, Ina, Iisuseami. Ina, Ina, Gione, n-ta-s tâtiniami. Ina, Ina, Gione, Ina, Iisuseami. Ina, Ina, Gione, we'll be right back.
adânc. We'll be right back.
păi de patiș nu-l vede eu. Foarte, foarte frumos. Eu stau aici și privesc și mă simt normal ca un spectator la un mare, 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 mare spectacol. Stau aici pe canapea, liniștită, că na, trebuie să menajez și eu bebicu și vă privesc, dragii mei. Așa cum vă vedeți de aici, vă vedeți și mai frumos de acasă și vă auziți și mai bine acasă și pentru că suntem foarte, foarte mulți. Telespectatorii noștri mă tot întreabă pe rețeaua de socializare cât sunt în plată. Sunt peste 100, nu sunt chiar 100, dar sunt 60. Pe undeva pe acolo. Dar sunt toți la fel de talentați și la fel de frumoși. Ce urmează, doamna Sofia? Ce urmează o piesă în duet, Matisa, dar ce să fac? Dar ce să fac? Cred că fiecare zi ne punem și noi întrebarea asta. Își cântă cu fluiara, dit frunză-ți verdi, că va zină în șata primuvara. Ma frânza spune, că va zină în șata primuvara. Cântă papoga și nu mutrea, dă-i ninti cu fluiara. M-a zis, cu ochlea dă-i, nu caftă primuvara. Nică vrei savză pe-a meu pap, cum cântă tora seara. M-a țisat, dar cu ochlea
prin vara și nu hârsești. Ma frânza spune că va zină îmi șata primăvara, când papoga și nu mutrea dă-i ninti cu fluiara. Ma țisa dar că ochlea tăi nu caftă primăvara, nici vrei să abzi pe meu pap cum cântă cu fluiara. Ma țisa dar că ochlea tăi nu caftă primăvara, nici vrei să abzi pe meu pap cum cântă cu fluiara. Ștefania Grigore urmează. Ștefania Grigore, ce vârstă are? 15 ani. Foarte bine, Ștefania, la numai 15 ani. Și cânti muzică? Și ușoară și populară. Și ușoară și populară. Păi să fie Ștefania, pentru că este și ea la fel de talentată ca restul și frumoasă și mândră, iau ce păr lung și frumos are. Ștefania! Spune pui de corp peste agește vreun pod ca să-l pot trece și eu argeșule în satul meu. Spune pui de corp peste agește vreun pod ca să-l pot trece și eu argeșule în satul meu. Ca ploua trei zile într-una o fof da-da-da. Și-a crescut prea mare gură la ofof, di-da-da-da. Și n-am pe unde să trec, mi-e frică să nu mă nec, ofof. Și n-am pe unde să trec, mi-e frică să nu mă nec. Ce arăgești de tine
văzuri pe lume, n-ai nici dor, nici dragoste, cu dragă scurga pele, ferice arăgești de tine, că n-ai necazuri pe lume, n-ai nici dor, nici dragoste, cu dragă scurga pele, acum nici peste o zi, nici până când o-i muri, oh, oh. Nici acum nici peste o zi, nici până când o-i muri, și-am mândruța-n cale cu șorțulețul la brâu și cu căluțul de frâu. Când ieșeam seara pe vale, îmi ieșeam mândruța-n cale cu șorțulețul la brâu și cu căluțul de frâu. Eu cu dragul sărutam-o, of, of, di-da-da-da. Și pe cal o aruncam, of, of, di-da-da-da. Și amândoi la drum plecam, ce mai dragoste aveam, of, of, ce mai dragoste aveam, dintr-un măr ne săturam, of. De ce mi se pare că noapte mare și drumul-i lung, mărții de veche chiar și peste poate și acum s-o poate. Când o să ajung, of, inimă, tu n-ai minte deloc, nu-mi dai tine nici noapte, nici zi. Of, inimă, câte ofuri n-o strâng, când mă faci, ba să râd, ba să plâng. Mi-ai dat oftatul de mii de ori, m-am luat de gânduri, vorbesc chiar cu mine, numai de tine. O strâng, când mă faci, ba să râd, ba să plâng. Lai, la, la, 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 hei, hei! Lai, la, la, 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 la. Lai, la, la, 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 la. Lai, la, la, lai, la, la, lai, la, la, lai, la, la, la.
aplauze, aplauze, foarte, foarte frumos, foarte frumos, draga mea. Nu ne-ai spus vârsta, ce vârstă ai? 16 ani și încă o dată numele pentru telespectatorii noștri. Alexandru Rahela. Rahela, un nume foarte frumos. Și acum urmează? Ia să vă prezentați voi frumoaselor, că voi nu v-ați prezentat până acum. Cum vă numiți? Eu mă numesc Melania. Eu mă numesc Agnes. Mă, da, să vă prezentați și cu nume de familie, mai că vor și familia voastră să vă asculte, numai nume, prenume. Sau sunteți învățați așa, precum artistele? Vorbiți, vorbiți, vă auziți? Și ce vârstă aveți? 9 ani. 9 ani, amândouă aveți 9 ani? Da. Foarte bine, și ce interpretați? Colon Vale la Izvor. Doamne ajută Colon Vale la Izvor, să vedem ce se întâmplă Colon Vale la Izvor. Amira, Amira. Colon Vale la Izvor. Copila mea, măi, măicuță, nu mă întreba, rău mă doare inima, măi, măi, măicuță, nu mă întreba, rău mă doare inima, măi, măi. Că mi-am pus aseară în gând, că mi-am pus aseară în gând, măi. Că mi-am pus aseară în gând, că mi-am pus aseară în gând, măi. Să-mi iau drumul cel mai lung, să-mi iau drumul cel mai lung, măi, măi. Să-mi iau drumul cel mai lung, să-mi iau drumul cel mai lung, măi, măi. Lung e drumul și cotit, și cotin, măi, măi, mă dor ochii de privit, mă dor ochii de privit, măi, măi. Iartă. Să ia microfonul. Piesa Iartă, Iartă, îi auzi? Trebuie să iertăm, să fim iertători în viață. Se închide. Ce simplu ar fi fost să spun să mai stai, să spun te-am iertat, ceva mă oprește. Orgolii mai vechi mi-e greu să le vin.
când inima mea îmi spune, vorbește. Un gând nechemat mă-ntreamnă să tac. Un singur cuvânt și tot va fi bine. Dar inima mea nu ține cu mine. Ce să-i spun, ce să sper, cum să rog, cum să-i cer iartă. Tu, inimă, iartă, tăcerea te rogă și gândul te ceartă. Iartă, tu, inimă, iartă, în dragoste trebuie. Mă-ndeamnă să tac. Un singur cuvânt și tot va fi bine. Dar inima mea nu ține cu mine. Ce să-i spun, ce să sper, cum să rog, cum să-i cer iartă. Tu, inimă, iartă, tăcerea te rogă. Iartă, tu, inimă, iartă, în dragoste trebuie să ierți. Hai, încearcă și iartă, tu, inimă, iartă, în numele dragostei. Cum urmează Denisa Niță, Denisa Niță, de numai câți ani, Denisa? De 11 ani. De 11 ani, Denisa Niță. Și-o fragă, măi, măi, mă mândresc că sage șancă, măi, măi. Și postraiul cu mândrie un șar de bine mie, măi, măi. Și postraiul cu mândrie un șar de bine mie, măi, măi.
muntele, dar și câmpia, măi, măi. Mi-au dat fota, mi-au dat ea, măi, măi. Dealul și izvoarele, marea ma și poalele, măi, măi. Dealul și izvoarele, marea ma și poalele, măi. Facem aș pasăre în zbor, măi, măi. Să cânt argeșenilor, măi, măi. Eu să cânt și ei să asculte mândru cântec de la munte, măi, măi. Eu să cânt și ei să asculte mândru cântec de la munte, măi, măi. Facem aș pasăre în zbor, să cânt argeșenilor, măi, măi. Eu să cânt și ei să asculte mândru cântec de la munte, măi, măi. Cristina, hai, dă-i microfonul, repede. Cristina și mai cum? Nicolae. Cristina Nicolae. Piesa 22. Ia-ți bani. Dragii mei, dragii mei, iată că emisiunea s-a apropiat de final. Eu țin să-i mulțumesc scumpei doamnei aflată în dreapta mea și Clubul Copilor din Costești, pentru că, iată, oameni minunați și talentați au venit aici și v-au umplut casele de muzică, de talent, de voie bună în această duminică. Mulțumesc din suflet. Sper că vom mai avea și altă ocazie, scumpă da, sigur doamnă. Că da, sigur că da. Să vă dea Dumnezeu mult succes în continuare și putere de muncă, pentru că... Da, mulțumim. Aveți multă nevoie de putere, iată, cu atâția copii minunați și talentați. Da, chiar mă întreabă copiii, noi mai cântăm, programul nostru era mai lung, dar asta da, este... Da, din păcate, cele 3 ore de emisie s-au scurs pe repede înainte. Timpul este normal, după cum se vede, se scurge, nu rămâneți în continuare alături de noi, nu uitați de ediția specială de la orele 21, unde se vor dezbate problemele referendumului, au participat argeșenii sau nu.
Așa că vom face încheierea cu acești minunați. Unde ați plecat copiilor? Unde ați plecat? Copiii au deja au plecat, au năvălit aici peste noi, sunt minunați și cu siguranță ați avut ocazia în perioada asta, 3 ore, să-i admirați pe fiecare în parte. Felicitări și părinților că au rezistat până la această oră, felicitări doamnei Sofia, că o admirați acum, o admirați, mult succes în continuare, da, Doamne ajută să veniți cu cât mai multe premii și să le prezentați minunata noastră țară și peste hotare. Felicitări copilașilor, noi ne revedem duminica viitoare la aceeași oră, rămâneți în continuare cu Curier TV și acum să fie muzică, cine cântă, cine cântă, vă las vouă cuvântul, cine? Tu? Ridici mâna de acolo, tu! Bine măi, tu să fie! Muzică! Take a breath, take it deep. Calm yourself. He says to me, if you play, you play for keep. Take the gun and count the tree. I'm swimming now, moving slow. No time to think, my turn to go. And you can see my heart beating. Oh, you can see it through my chest. Said I'm terrified, but I'm not leaving. Know that I'm a spaz. So just pull the trigger. Say a prayer to yourself. He says close your eyes. Sometimes it helps. And then again, a scary thought that he's here. Mercy is never lost. And you can see my heart beating. Oh, you can see it through my chest. Said I'm terrified, but I'm not leaving. No, no. Know that I'm a spastic thing. So just pull the trigger. Hey, it's my life pleasure. I'm wondering, will I ever see another sunrise? So many things that were you to say goodbye, but it's too late to forgive the body of my life. Oh, you can see my heart beating. No, you can see it through my chest. I'm terrified, but I'm not leaving. Oh, know that I'm a spazzy. So you can see my heart now beating. No, you can see it through my chest. Said I'm terrified, but I'm not leaving. Know that I'm a spastic dead. So just pull the trigger. Thank you.
S-a deschis un nou supermarket JAM în Găvana 3, în zona blocurilor Q. JAM, supermarketul de unde îți faci cu plăcere cumpărăturile zilnice pentru tine și familia ta. Umpleți coșul de cumpărături cu produse proaspete și de calitate. Brânzeturi, preparate din carne, lactate, legume, fructe și alte sortimente necesare casei tale. Noul supermarket JAM, un brand 100% românesc, vă întâmpină cu promoții permanente. Supermarket JAM, mereu aproape de dumneavoastră! Acum la supermarket JAM Newmart la un litru la doar 3,29 lei. Optica Negranu, una dintre cele mai renumite clinici oftalmologice din județul Argeș cu experiență de peste 20 de ani, are în dotare aparatură de ultimă generație și deține cel mai rapid OCT, un ecograf ocular și două linii de montaj 3D a ochelarilor computerizate și automatizate. Optica Negranu deține o gamă variată de rame și lentile de ochelari cu prețuri accesibile.